Într-un studiu sociologic din toamna anului trecut, este vorba despre barometrul de consum cultural 2017, românii au fost întrebați despre centenar, despre Marea Unire, despre ce înseamnă toate aceste lucruri pentru ei. La întrebarea care este primul lucru care vă vine în minte când auziți sintagma centenarul Mariunirii, 47% dintre românii intervievați au răspuns nu știu, iar 8% au spus nu răspund. Peste 50% dintre respondenți nu au putut asocia centenarului Mariunir nicio reprezentare istorică sau culturală. Ce înseamnă acest lucru? Mulți dintre românii întrebați nu au nici cea mai mică idee despre semnificația Marii Uniri sau a centenarului marcat în acest an. Dintr-un studiu realizat de o companie care se ocupă cu analiza căutărilor pe internet, rese că unul din 50 de români se întreabă când a avut loc Marea Unire, în timp ce unul din 25 de români se întreabă cine a înfăptuit Unirea și un procent asemănător se întreabă care este semnificația zilei de 1 decembrie. Mai grav, unul din 300 de români interesați de centenar se întreabă câți ani sunt într-un centenar. Ajunge să reamintim alături de aceste constatări sociologice că președintele Claus Iohannis a fost voi să respingă legea centenarului dintr-un motiv incredibil, parlamentarii au greșit datele istorice chiar în titlul legii.